Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, bună dimineața, să ne întoarcem la oile noastre. Primim semnale că a venit din nou perioada aceea anului în care pe grupurile de părinți câțiva tătici sau câteva mămici cu inițiativă fac chetă pentru cadouri care să fie date învățătoarei sau unora dintre profesori, că vin sărbătorile și nu se cade ca Miss, că înțeleg că așa se spune acum, sau Miss e numai la grădiniță, sau unde e? Miss, cred că e la engleză. Miss. Nu, nu, da. Nu, Miss e într-adevăr la, în primele clase. În primele clase, da? Să treacă sărbătorile doar din salariul angajatorului. Și la stat și la privat există acest obicei. Știu, caz personal. La privat. La particular. Te gândești, bă, da, la particular, știi, ca și cum te duce să dai șpagă la medic la privat. Înțeleg că a apărut acum și acest obicei. Românul simte nevoia să dea șpagă nu doar la stat, unor cadre medicale care au deja salariu mărit, ci și la privat, să fie omul mulțumit, da? E frumos să duce o cutie de bomboane. Nu, că nu vorbesc de cutia de bomboane, de vin, de flori, de nu, astea sunt, nu, e vorba de bani, bani, în buzunar, în plic. Da. Nu, da. Nu e umilitor, mă, să fii... Bine, hai să... Dar peșcheșlâcul ăsta, știi că așa este peșcheșlâc, e un obicei moștenit de sute de ani, să dai ceva la stăpânire, știi, la ăla care, de care depinzi cumva, să-i dai un peșcheș. Și obicei se cheamă peșcheșlâc. Cum se întâmplă de obicei, în astfel de cazuri, insistența care e aproape frenetică a celor care strâng bani este contrabalansată, ascuns, de scrâșnetele din dinți ale celor care n-ar da, că nu li se pare normal, dar cărora le e teamă că va avea de suferit tot drasla. Exact. Dacă se află că n-au contribuit. Și aici este... Asta te enervează cel mai tare. Mă, că dacă ar fi vorba doar de tine, ai zice, bă, nu ți-e rușine? Pleacă-mă de aici. Cum e posibil? Nu dau nimic. La revedere. Mă, dă-i copilul. Șantajul ăsta emoțional, la care niciun părinte, cred că, îi trebuie să -i foarte mult ca să reziști la un astfel de șantaj, de fapt, nu? Uh-huh. Și, aparent, peșcheșul ăsta pentru... prof, învățător, ce-o fi, nu știu ce, costă de anul acesta mai mult, că e și inflație. Sunt greutăți. Adică se cer acum câte 200 de lei de cap de elev, ceea ce face ca într-o clasă cu 25 de elevi, de pildă, să se adune chiar și 1000 de euro. Băi, câți dintre noi primim totuși cadouri de 1000 de euro de Crăciun? Tu primești? Nu, nu m-a provocat. Ce te uiți la Luca? Păi nu, mă întreb, că tăcea și se uita la mine zâmbind. Tâmp. Păi nu știu, cadouri de 1000 de euro de Crăciun, sunt convins că sunt oameni care primești și fac cadouri în această țară de 1000 de euro sau chiar mai mult, dar sunt o minoritate. Poate să fie un fenomen de masă. Sau poate cine știu, o fi și mă înșel eu. Și foarte interesant că în grupurile în care măcar unul dintre părinți răbuvnește și refuză public să contribuie, imediat îi se alătură și alții. La fel de indignați, doar că acest curaj de a face primul pasul în față, în semn de refuz, e destul de rar, pentru că din nou există teama că cel care va suferi în cele din urmă este copilul. Și avem un caz, e un grup de... De ce râzi, mă? Ca un mesaj de la Delia, zice. Da, mă, zice, unele mămici de la Gredi sunt plecate cu sorcova. Să dăm, să facem. Calmați-vă! Calmați-vă, da. E un grup de Facebook care se cheamă Părinții elevilor din România. Și pe acest grup, o mămică exasperată scrie pe Facebook despre meteahna peșcheșului pentru profesor, zice: postez pentru prima dată, vă rog să mă corectați dacă greșesc, dar acest mesaj de pe grupul de părinți m-a scos din serite de-a dreptul. Și doamna postează o captură de ecran cu o conversație de pe grupul ei de părinți, unde persoana care strânge banii pentru un cadou, aparent, un cadou care trebuie să fie însoțit de ceva eveniment comun, de prezentarea cadoului probabil, zice așa, și citesc din acest mesaj: părerea mea, spune persoana respectivă, este ca și cei care nu vin la eveniment să dea bani pentru cadoul personalului. Și după aia spune și cât să se dea de cap de copil. Asta este captura. Doamna respectivă continuă: din câte știu eu, ca părinte, dacă dorești și binevoiești să faci un cadou de Sfintele Sărbători către cadre, nu cred că este o crimă, însă să cerșești, să cotizeze fiecare, chiar și părinții ai căror copii, poate din motive medicale sau de alte cauze, absentează, mi se pare revoltător, spune doamna. Asta este mesajul ei. Și provoacă un val de reacții. Sunt numeroși părinți care răbufnesc, că de acum s-au rupt zăgazurile. Iată ce zice altcineva: am ajuns, spune, să urăsc femeile care se ocupă, mă rog, femei, bărbați, nu contează, care se ocupă cu strângerea banilor, la orice ocazie și cu orice scop. Sunt niște mame care nu pot să înțeleagă că astfel de obiceiuri nu ar mai trebui perpetuate. În multe cazuri, strângerea de bani se face cu acordul dirigintelui, învățătoarei.
N-am să uit, foarte interesant, zice acum, n-am să uit anul trecut cum am dat într-un mall de o învățătoare și o mamă. Iar învățătoarea ținea în o listă în mână cu numele copiilor și suma pe care o dăduse fiecare. Nu mă cunoșteau și am putut să le ascult ce tâmpenii debitează. Asta mi se pare cel mai urât din toată afacerea asta, știi? Da. Listele. Pentru că orice solicitare de bani vine cu amenințarea în subtext că o să se afle cine n-a dat și atunci vor exista consecințe care nu pot fi demonstrate. Adică, ok, că sunt unii părinți care simt nevoia să strângă bani, să-i facă un cadou unei învățătoare sau unei educatoare, pentru că sunt foarte mulțumiți de cum le-a educat copilul și pentru că li se pare că nu câștigă suficient de mulți bani. Bă, e treaba ta, ok, până la urmă că e o chestie privată. Dar nu poți să-i forțezi pe ceilalți din clasă, că poate sunt oameni care au probleme financiare, poate pur și simplu nu vor, poate ei nu sunt mulțumiți de randamentul acelui cadru didactic, da? Și dacă vrei să faci un gest, până la urmă e un cadou. Un cadou nu presupune o listă de contributori. Da. Adică, băi, ați făcut cadou ăla voi 25 din clasă și 5 n-au dat, treaba lor să fie sănătoși. Ăsta e darul, dar nu faci o listă și atrage atenția că X, Y, Z n-au contribuit. Iată ce zice altcineva. Citesc din nou. Plicuri ca la nuntă. Sunt pățită. Dacă m-am opus să mai adun, să mai dau, copilul meu are de suferit. A făcut cunoștință cu bullying. Mă chinui cu el la psiholog. Au invocat motive din victimă, l-au făcut agresor, pentru că eu am tupeu, are nota scăzută la purtare anul trecut, am dosar în instanță pe rol. Altcineva spune, consider că este o practică generalizată în toate școlile din România. Chiar dacă generalizez când spun asta, nu cred că există măcar o școală unde cel puțin la o clasă, măcar la o clasă, să nu se întâmple asta. Chiar și în cuca măcăii, unii părinți, nu toți, tot duc ceva profesorilor, o găină, un porc și așa mai departe, în speranța că odrasla va fi mai bine notată. Iar ăsta este al treilea aspect. Da. Știi? Odată, amenințarea subtextuală, cererea să dăm bani, amenințarea subtextuală că dacă nu dai bani o să afle, și trei, asta, bă, dacă dăm, poate că se poartă mai frumos cu odrasla noastră și, în mod nejustificat, de fapt, o să-i dea niște note mai mari. Deci o să ne mințim noi pe noi. Corect. Că copilul, de fapt, este mai bun și o să-l pregătim în felul ăsta pentru un eșec în viață, învățându-l cu o atmosferă în care performanțele lui sunt supraapreciate ani de zile. Până când ajunge să se angajeze undeva și acolo, dacă se angajează în economia reală, o să descopere că nu-l mai protejează nimeni. Că dacă nu performezi, atunci ești dat afară. Da, da, da. Sau ești trecut pe un post mai mic. Și în cazul ăsta, ce va face acest copil mințit toată copilăria și adolescența, că poate mai mult el neputând? Va căuta un loc în care se angajeze pe pile, cunoștințe, relații, unde evaluările să nu se facă după criterii obiective de performanță, ci după criterii de cine știe pe cine. Același criterii ca în copilărie. Poate ne înscrim la partid, că ne pune partidul într-o funcție. Vedeți cum se perpetuează toate lucrurile astea? Începând de la, să ziceți că umflu lucrurile. Dar nu, este un lanț cauzal aici. Când copilul crește cu performanțe supraevaluate, ajunge ca în viață, mai târziu, să depindă de un sistem întreg de pile, cunoștințe și relații care să-l țină la suprafață, în poziții pe care nu le merită. Deci urăsc peșcheșlâcul ăsta care ne ține înapoiați de atâtea generații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.